La finalul Sfintei Liturghii săvârșite de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Voluntari, a avut loc premierea câștigătorilor concursului Biserica și Școala din Sufletul meu, etapa eparhială. Se acordă proiectului intitulat Școala din privorul Bisericii, 19 copii participanți, desfășurat de către Parohia Sfânta Treime și Colegiul Național Nicolae Grigorescu, protocopiatul Câmpina. Felicitări! Premiul al doilea se acordă proiectului intitulat Să crezi, să iubești, să dăruiești. 21 de copii implicați, desfășurat de către Parohia Galileea Străulești și Școala Gimnazială 181, protocopiatul sector 1, capitală, coordonatori, Părintele Paroh Costinela Ilioaie, consilier și profesor Gabriel Iuriciuc. Felicitări! Premiul al treilea se acordă proiectului intitulat Școala și Biserica, icoane lucrătoare în suflet de copil. 20 de copii implicați, desfășurat de către Parohia Vovidenia, Ceptura de Jos, și Școala Gimnazială Nichita Stănescu, Ceptura de Jos, protocopiatul Urlaț, coordonator Părintele Ioan Cendroiu și doamna profesoară inspectoare Rodica Cendroiu. Felicitări! Coborâm aici? Mă simt onorată să fiu astăzi împreună cu colega mea și părintele Gheorghe Mantu din Câmpina, alături de alți câștigători, într-un proiect foarte drag sufletului nostru, datorită căruia am întâlnit copii cu un talent extraordinar, am întâlnit multă emoție, trăire. Ne-am unit în simțire, în cuget, pentru un scop nobil, acela de a deschide oamenilor posibilitățile înțelegerii că școala s-a născut într-adevăr în pridvorul bisericii. Premiera a avut loc într-un cadru festiv care a oferit posibilitatea concurenților de a se închina la brâul Maicii Domnului adus de la mănăstirea Catoxenia din Grecia. Pentru noi a fost o surpriză, pentru că n-am știut că aici va veni brâul Maicii Domnului, abia alaltăieri am aflat. Este o binecuvântare în plus și o bucurie pentru că am avut această ocazie. Eu personal m-am închinat la mănăstirea Vatopediu, când am fost în Sfântul Munte, dar ei acum au avut pentru prima oară ocazia să se închină la brâul Maicii Domnului și au fost foarte bucuroși că Maica Domnului i-a binecuvântat pentru această bucuria lor. Faza națională a concursului Biserica și Școala din Sufletul meu va avea loc în perioada 20-21 mai la București.